Bună dimineața, stimate domnule președinte, stimați colegi. Pentru că suntem în prag de toamnă și pentru că în România în fiecare an, cu regularitate, ne luptăm cu problemele legate de furnizarea de agent termic către populație, vreau să vă atrag atenția asupra situației de la Iași. În 2012, Primăria Municipiului Iași a semnat un contract pe 20 de ani cu Veolia Energie Iași, un contract care nu face altceva decât să aducă beneficii doar companiei care a preluat serviciul public de termoficare. De exemplu, stimați colegi, una din cauzele contractuale a fost ca primăria să beneficieze de o redevență anuală de 0,3% din cifra de afacere a Veolia Energie Iași. Spre comparație, redevența anuală plătită de CET Iași S.A. a fost de 10%. Chiar și în aceste condiții, deși au trecut 6 ani de când Veolia Energie este concesionarul serviciului public de termoficare, niciun leu din redevența stipulată în contract nu a fost plătită către Primăria Municipiului Iași. Problema cea mai mare pe care o avem în relația cu Veolia S.A. este modul în care suportă ieșenii majorările nejustificate ale prețului la gigacalorie. Conform normelor, tariful plătit de populație pentru o gigacalorie trebuie să fie direct proporțional cu costurile de producție. CET S.A. vindea populație o gigacalorie cu 160 de lei, asta în condițiile în care costurile de producție erau aproape de 2 ori mai mari. În momentul concesionării serviciului de termoficare, prețul a fost majorat la 240 de lei, iar conform unui act adițional la contractul de delegare a serviciului de termoficare a municipiului Iași, tariful plătit de ieșeni pentru o gigacalorie va ajunge la 364 de lei în următorii 5 ani. În paralel, prețul de achiziție a combustibilului a scăzut la 246 dolari tona, cât plătea CET Iași S.A., la 90 dolari pe tonă, atât cât plătește Veolia pentru achiziția de combustibil. Chiar și în aceste condiții, prețul plătit de populație nu a fost micșorat, ci va continua să crească inexplicabil. Drept urmare a celor prezentate mai sus, după ce serviciul public de termoficare a fost concesionat către Veolia Energie Iași, mulți clienți casnici au primit facturi cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei pe lună pentru încălzirea unui apartament de dimensiuni medii. Acest lucru a dus la îndatorarea populației care nu mai putut suporta cheltuielile de întreținere formate în mare parte din factura la încălzire. De precizat, faptul că majoritatea clienților Veolia Energie sunt pensionari și oameni cu venituri mici care nu au avut resursele financiare să investească într-o centrală individuală de apartament. Numai în ultimul an, pe rolul instanțelor de judecată, au fost deschise sute de procese ce țin de executarea silită a asociațiilor de proprietari sau proprietarilor de apartamente care nu au reușit să-și achite facturile aberante la încălzire emise de către Veolia Energie Iași. Pe lângă toate acestea, există și o totală lipsă de transparență în activitatea acestei societăți, conducerea firmei refuzând să ofere acces la informațiile de interes public importante, cum ar fi modul de formare al tarifului plătit de populație sau investițiile realizate de compania franceză în fosta CET Iași. La nivelul Veolia Energie S.A. nu există nici măcar un angajat responsabil de relația și comunicarea cu media. Prin prisma celor prezentate, stimați colegi, vreau să solicit Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Energiei și Autorității Naționale pentru Reglementare în domeniul energiei să demareze o serie de controle pentru a verifica modul în care Veolia Iași își conduce activitatea, modul în care își facturează serviciile către populație și mai ales dacă banii plătiți de ieșeni se justifică. Vă mulțumesc. Petru Movilă, deputat de Iași.